Este doliu uriaș după ce un apropiat al familiei fostului președinte american Barack Obama a murit în timp ce făcea paddleboarding pe un lac. Incidentul s-a produs chiar lângă o casă deținută de fostul lider de la Casa Albă. Tafari Campbell, în vârstă de 45 de ani, bucătarul personal al fostului președinte Barack Obama, a fost găsit mort în urma unui incident petrecut pe un lac din mardaz Vineyard duminică seara. Tafari Campbell s-a scufundat în timp ce se dădea cu paddleboard în apropierea unei case deținute de familia Obama, relatează Reuters. Cineva a anunțat incidentul la poliție scafandrii au început să-l caute pe camp imediat ce au primit un apel potrivit căruia un bărbat care făcea bordin a intrat în apă și apoi părea că se zbate înainte de a se scufunda. Din nefericire el nu a mai ieșit la suprafață. Dumnezeu să-l odihnească în pace!